e mai mare decât aceea de a începe activitatea expozițională a unui muzeu, detalia Muzeului de Artă Vizuală Galați, cu o expoziție de excepție, și anume cu expoziția domnului profesor doctor universitar Zanfi Dumitrescu. Este extrem de complicat să deschizi o asemenea expoziție care se oferă, practic, pe tavă publicului vizitator. Ne bucurăm că, în ciuda vremii destul de nefavorabile, suntem împreună cu dumneavoastră și că puteți admira o parte din creația domnului Dumitrescu. Expoziția s-a născut firesc, normal, dar am întâmpinat totuși o serie întreagă de probleme. Să vă spun și de ce. Noi, la ora actuală, în muzeu, avem, datorită bunăvoinței domnului Zanfi Dumitrescu, numai puțin de 105 lucrări care se află sub semnătura sa. Din aceste 105 lucrări, 110... 90 de lucrări. Din aceste 93 de lucrări, nu am putut expune decât ceea ce vedeți la ora actuală, adică 50 de lucrări. V-aș propune, expoziția va rămâne deschisă până pe 14 februarie și v-aș propune un experiment, mai ales pentru presă. Într-o zi pe care mă veți comunica, în funcție de disponibilitatea dumneavoastră, vom scoate restul de 50 de lucrări care sunt în depozit și le vom expune absolut neconvențional în acest spațiu pentru a putea avea o imagine generală asupra creației domnului Dumitrescu. În felul acesta o să puteți vedea cum arată un asemenea ansamblu expozițional. Expoziția și-a început periplul la Constanța, la Muzeul de Artă din Constanța, o expoziție organizată de doamna conferențiar dr. Doina Păuleanu. Apoi de la Constanța a venit la noi, urmând ca în februarie să o returnăm domnului profesor. Cum să vă spun, este o mare plăcere să-ți începi activitatea expozițională a unui muzeu cu expoziție de asemenea anvergură. Și noi nu putem să fim decât absolut fericiți că am primit din partea domnului profesor încrederea de a organiza această expoziție. Curatorul expoziției este doamna Mariana Cocoș, pe care o invit să prezinte în continuare. O să pornesc de la câteva gânduri pe care mi le-au trezit, prilejuit expoziția pe care am organizat-o, că am avut bucuria să o organizez. Și pornesc mai ales de la una din lucrări, care cred că își găsește ecou și în altele. Ca într-o destinsă conversație, o floare de crin, o ceașcă de cafea, o eșarfă roșie, un pahar cu vin, stau grupate pe o masă în jurul unei vaze înalte, din care se înalță spre cer două pensuri. Într-o relaxată simetrie cu acestea și tot spre cer, se înalță și copacul din planul următor, cu trunchiul lui elegant, ușor înclinat. Aerul violaceu, transparent și totuși colorat în griuri diafane, a dematerializat zidurile și fereastra, al cărui decupaj, amintind de atmosfera picturilor olandeze din secolul al XVII-lea, încadrează conviviala adunare de obiecte. Ele se află astfel în fața orizontului deschis, topit visător în ceața depărtărilor. Harmonii muzicale par a se înfiripa din tonurile rafinate, dar și din geometriile atenți și discret ordonate ce secondează aparent aleatoriul grupaj de obiecte. O stare inefabilă încaptează pe privitor, ceva între a te lăsa absorbit de discretul farmec al unor gesturi zilnice și o neînțeleasă chemare de a descoperi sensuri mai largi dincolo de aceste imediate frumuseți senzoriale. Fiecare compoziție a lui Zanfi Dumitrescu pare a avea o poveste, o poveste despre obiectele pe care le vedem în pânzele sale, despre ferestre deschise, spre un spațiu al luminii, al culorii, al meditației și mai ales un univers al picturii.
interioare calme care păstrează amprenta prezenței umane, deschideri captând nostalgia depărtărilor sau doar ziduri neutre, încadrează naturi moarte, sugerând gesturi simple, cotidiene. Drapaje sobre sau mai opulente pun în valoare această scenografie îmbibată de lumină ca o invitație de a păși în interiorul tabloului, de a parcurge cu privirea plan după plan, de a te lăsa absorbit de orizonturile inefabile. Domină o claritate, o geometrie a structurii compoziționale, în ciuda fastului materii. Și totuși adesea, din ineditele instalații și asocieri de forme, se degajă ca în compoziția altar o notă de mister, o atmosferă cu accente suprarealiste. Bogata opera lui Zamfi Dumitrescu conține repere pentru interpretări diverse, nuanțate, imprevizibile. În alcătuirea complicată a structurilor se întrepătrund interferențele culturale, spiritualitatea, fantezia, dar și rigoarea tehnică, întregul oferind astfel o substanță generoasă de explorare pentru iubitorul de art. Pictor, profesor universitar, doctor, intelectual prin excelență, Zamfir Dumitrescu, unul dintre ucenicii lui Corneliu Baba, face parte dintr-o generație de excepție care a marcat pagini de referință în arta românească. Deși muzeul din Galați deține două din lucrările maestrului, lucrări în zona în perioada anilor 70, o expoziție Zamfir Dumitrescu se află în premieră astăzi pe simezele muzeului nostru. Ea oferă astăzi o imagine amplă a unei personalități complexe, a cărei operă înglobează și corelează într-un mod original repere ale tradiției cu o înțelegere subtilă a modernității și mai ales cu vocația de a redescoperi cu fiecare nouă prânză universul miraculos al picturii. Îi mulțumim maestrului Zamfir Dumitrescu că ne-a oferit această expoziție în acest moment, în acest sezon geros, o expoziție plină de culoare, de armonie și care ne dă ocazia să medităm. Mulțumim! Aș numi, într-un termen generic, această expoziție, aș denumi o, scenografii subiective. Despre aceste scenografii subiective, îl invit pe domnul Zamfir Dumitrescu să ne spună câteva gânduri. Vă mulțumesc față de lucrurile frumoase, flatante, care s-au spus despre mine și despre pictura mea. Nu pot decât să mulțumesc celor doi vorbitori, domnului director Dan Basarab Stanu și doamnei Cocoș, ca și întregului colectiv al Muzeului Artelor Vizuale din Galați, care mi-a lansat această invitație și care a organizat această minunată expunere. Te mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență și sper să vă simțiți bine în vecinătatea picturilor mele. Vă mulțumim. Iar pe dumneavoastră vă aștept la cel de-al doilea vernisaj, vernisajul neconvențional, cu toate lucrările din creația domnului Zamfir Dumitrescu, care se află la ora actuală în Muzeul de Artă Vizuală, răspândite cumva lângă, sub cele expuse la ora actuală. Vă mulțumim! Domnul director Dan Basarab Nanu a remarcat corect un contrast profund între căldura tablourilor dumneavoastră și temperaturile crunte de afară. Este un contrast gândit sau este o expoziție alcătuită așa la modul spontan? Nu, e un contrast întâmplător, o coincidență. Căldura picturilor mele, despre care nu pot să vorbesc foarte mult, intră în contrast, într-adevăr, cu gerul de afară și cu ninsorile care s-au abătut asupra României în ultimul timp. De ce Galațiul? De ce în acest moment? Am primit o invitație. N-am fost în Galați, spre rușinea mea, niciodată. Mă apropii de o vârstă rotundă, supărător de rotundă, și am zis, nu se poate, trebuie să văd și colțul ăsta minunat de țară.
În literatură, autorii spun că deseori pierd controlul asupra propriilor personaje în momentul în care pornesc la construcția lor. Ce se întâmplă în pictură? Este întotdeauna pictura așa cum a gândit-o de la început artistul? Nu, niciodată. Pornești cu ideea, pornesc, vorbesc în numele meu. Pornesc cu un anumit gând, văd pictura imaginativ gata, dar pe măsură ce lucrezi apar lucruri noi, elemente noi care te cheamă și te direcționează într-o altă zonă. Deci niciodată o pictură pornită nu va fi finalizată, nu va arăta așa cum era în mintea artistului când a pornit să o picteze. Dar îl ilustrează pe autorul ei? Presupun că da, cu cât e mai sincer, cu atât îl ilustrează mai bine. Începe Galațiul, începe Muzeul de Artă Vizuală anul 2016 într-o notă de surrealism? E puțin cam mult spus surrealism. Lucrurile sunt puțin mai nuanțate, dar ceea ce e sigur că începem cu un eveniment de excepție, cu expoziția pictorului Zamfir Dumitrescu, spun întâi pictorul, fiindcă el deja este prezent, adică a fost prezent ani în șir în Muzeul de Artă Vizuală prin două din lucrări care se aflau în expunerea permanentă, două dintre lucrările sale realizate în anii 70. Dar o expoziție Zamfir Dumitrescu pe simezele Muzeului de Artă Vizuală din Galați este o premieră. Abia acum se petrece și este o adevărată sărbătoare pentru muzeu și pentru publicul gălățean. Este o sărbătoare, în primul rând, fiindcă e vorba despre unul dintre reprezentanții unei generații, folosesc din nou cuvântul de excepție, o generație de mare valoare a picturii românești, a artei contemporane românești, afirmate în anii 70, începând cu anii 70, și care tind să cred că va rămâne în istoria artei, adică vârfurile acestei generații, din care, fără discuție, face parte și maestru Zamfir Dumitrescu. Este o expoziție care oferă un univers complex. Aș spune că oferă și o latură care poate fi înțeleasă de oricare dintre noi, dar sunt straturi complexe în care putem să pătrundem, fiindcă este vorba despre expoziția nu numai a unui pictor de mare talent, nu numai a unui pictor care stăpânește o tehnică specială, o tehnică de mare clasă, dar este vorba și despre expoziția unui artist care este intelectual, care are o complexitate pe această zonă a interferențelor culturale și în același timp este un artist cu multă imaginație. Expoziția cuprinde în mare măsură naturi moarte sau interioare sau naturi moarte care se corelează cu peisajul. Prin modul în care sunt selectate obiectele, prin felul cum sunt așezate pe aceste suprafețe ale meselor, prin felul cum sunt încadrate cu drapajele care le creează un fel de scenografie, aș spune că ne amintesc și că este o sugestie dorită, o sugestie doar atât, către pictura olandeză a secolului XVII, către o zonă de aur a picturii în general. Dar trebuie să subliniez că aceste lucrări au și multă modernitate. Prin felul cum reușește să dialogueze cu tradiția picturii, prin felul cum reușește să creeze un dialog între opulența și fastul materiei și o organizare geometrică riguroasă a lucrărilor, prin acele trimiteri către zona de armonie a muzicii, aș spune că toate acestea creează un ansamblu modern care are, ați avut dreptate, uneori și unele accente suprarealiste. Este, în orice caz, o expoziție care ne oferă o sărbătoare a culorii, o sărbătoare a luminii și care ne oferă ocazia să medităm. Să medităm la pictură, să medităm la felul cum privim tot ceea ce se află în jurul nostru, la semnificațiile pe care le putem
descoperi atunci când suntem atenți și când ne lăsăm cuceriți de farmecul artei. În cazul acesta, de farmecul artei lui Zanfir Dumitrescu. Îl numiți pe domnul Zanfir Dumitrescu, pictorul aflat în acest moment pe simezele Muzeului de Artă Vizuală Galați, un ucenic al lui Corneliu Baba. Cum argumentați din punct de vedere artistic această afirmație? În primul rând, prin faptul că ea a fost studentă lui Corneliu Baba, practic, cam în aceeași perioadă, dar în ani mai mici, studiam și eu istoria artei la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Deci el este unul dintre studenții lui Corneliu Baba, care este un vârf al picturii românești. Sigur, probabil că a preluat de la, sau sigur a asimilat lecția picturii de la Corneliu Baba, tot ceea ce înseamnă tehnică, tot ceea ce înseamnă înțelegere profundă a picturii. Dar ceea ce rezultă aici, opera lui Zanfir Dumitrescu, nu poate fi confundată nici o secundă cu cea lui Corneliu Baba. Este o operă care îi aparține, o operă care are amprenta sa personală și care cred că merită să fie studiată, a fost, dar merită să fie studiată în continuare, fiindcă are multe straturi, are multe semnificații care pot fi descifrate. Deci este doar prin faptul că i-a fost student lui Corneliu Baba, dar ceea ce rezultă este Zanfir Dumitrescu.